Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! România trece în acest weekend la ora de vară, astfel că ora 3 devine ora 4. Acest lucru se întâmplă an de an, în ultima duminică din martie. Dar oare de ce dăm ceasurile înainte și înapoi atunci când schimbăm ora? De peste 100 de ani, Europa schimbă ceasurile de două ori pe an. Odată primăvara, atunci când se trece la ora de vară, iar apoi toamna, când trecem la ora de iarnă. Totul a început în 1916, când Germania, aflată în primul război mondial, a decis schimbarea orei pentru a economisi cantitatea de cărbune folosită. Imediat după aceea, alte state europene i-au urmat exemplul. Dar care sunt beneficiile trecerii la ora de vară? În primul rând, oamenii se pot bucura de lumina naturală a soarelui mai mult timp, iar consumul de energie electrică se reduce. Studiile arată că, după ce trecem la ora de vară, petrecem mai mult timp în natură și se reduce și numărul de accidente rutiere, pentru că mașinile circulă mai multe ore pe lumină. Atât despre ora de vară. Eu sunt Maia, numai bine, pe curând!